Așa sună telefonul la majoritatea cabinetelor de medicină dentară în această perioadă. Ordonanțe de urgență privind măsurile de prevenire și protecție împotriva răspândirii COVID-19, cabinetul stomatologic își sistează activitatea pe o perioadă nedeterminată. Pentru eventualele urgențe medicale, vă rugăm să vă adresați PSU-ul Baia Mare. Vă mulțumim! La Sighet, un singur cabinet asigură servicii de urgență. Urgențele stomatologice vor fi asigurate în această perioadă de către cabinetele de medicină dentară de urgență din cadrul UPU, din structura spitalelor regionale și județene de urgență, dar și de cabinetele private care funcționează conform ordinului Ministrului Sănătății. Toate aceste unități au fost în prealabil avizate de către Direcția de Sănătate Publică. Am primit autorizarea de la Direcția Sanitară DSP Maramureș ca să putem menegirea toate cazurile de urgență stomatologică de pe zona Sighet. Fiind a fost evaluat cabinetul stomatologic în ceea ce privește dotările, cât și echipamentul personalului care lucrează în prezent acolo. Momentan un singur medic, o singură asistentă, se fac urgențe cu programare din cauza protocolului care trebuie respectat între pacienți, atât de dezinfecție, cât și de așteptare între cam o oră maxim per pacient, timpul de așteptare. Se lucrează în paralel pe două unituri stomatologice și avem un flux de, să zic, 8-9 pacienți pe zi reușim. Medicii trebuie să respecte un protocol foarte strict în această perioadă. Echipamentele de protecție integrale, combinezoane, scuturi de protecție și măști PF2 sunt obligatorii. Costurile pentru aceste dotări au fost substanțiale, spun medicii, totul însă a fost făcut pentru a elimina orice risc de infectare a medicului, dar și a pacienților. Medicul stomatolog, dacă respectă regulile și protocolul de dezinfecție, 90% nu este expus niciunui risc. Singurul risc și majoritatea medicilor care s-au infectat a fost la dezechipare. Deci în momentul în care s-a dat jos combinizonul, atunci nu s-au respectat protocolele. Sunt niște protocole speciale prin care se dă jos combinizonul, adică halatul respectiv cu care s-a lucrat special, și acolo trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. În rest, nu sunt riscuri. În această perioadă se acceptă doar intervențiile de urgență. Ajutăm doar pacienții care prezintă dureri dentare, hemoragii în zona oromaxilofacială, fracturi dentare, alveolite, pe strict tratament de urgență, din păcate. Și sperăm că se va reveni la normalitate și vom putea face și alte manopere, dar aceasta rămâne de văzut. În prealabil se va efectua un teletriaj. Pacienții vor fi supuși câtorva întrebări din partea medicului în momentul în care se face telefonic programarea. La cabinet au acces doar pacienții care nu prezintă simptome de îmbolnăvire. În sala de așteptare, distanța între pacienți va fi de 2 metri. Însoțitorii și pacienții vor primi în sala de așteptare măști chirurgicale și li se vor aplica măsuri de decontaminare și dezinfecție. Personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat pentru procedurile care generează aerosoli. Se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient. După nebulizare se așteaptă o perioadă de 2-4 ore, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică, apare scris în recomandările Colegiului Medicilor Dentiști.